Pocăința în acțiune. Dacă totuși suntem frați, am decis acum a spune ce înseamnă pocăința când se află în acțiune. Fraților, vă spun deschis, mie îmi place pocăința, dar nu-mi place de aceea ce-s certați cu umilința. Pocăință nu e în tine când ești mândru și încrezut. Când e în tine pocăință, ai așa un gust plăcut. Ai așa o aromă în suflet și apoi și un belșug de pace. Și pe oriunde te-ai duce, dai de vino încoace. Pentru că în pocăință nu-s pretenții, nu-i mândrie, nu e modă, nu e fals, nu e invidie. Unde încep să apară acestea, pocăința-i infectată și ea trebuiește dusă pentru a fi iarăși tratată. Pocăința este bună numai când este reală, altfel e o înșelăciune, e un fel de păcăleală. E ca și cum pui într-o sticlă o soluție grozavă cu reclamă de parfum, dar în fond este o travă. Și sunt mulți astăzi în lume care întunecă planeta și ei spun că spocăiți dacă poartă eticheta. Deci, atenție creștine, ori din care cult ai fi, conținutul, nu reclama, el te poate mântui. Conținutul se cunoaște chiar de gust numai un pic. El îți spune, e valoare sau e omul de nimic? Pocăința cea reală, când de om este trăită, ia-i valoarea cea mai mare, dar de mulți nu-i prețuită. Căci de-ar prețui valoarea toți cât spun că-s pocăiți, știți cum ar fi spania asta? O familie de sfinți. Dar vedeți cam cum arată că se întâmplă uneori să ai probleme grave, chiar cu frați sau cu surori. De aceea pocăința trebuie mereu tratată și în fiecare zi trebuie verificată. Tocmai pentru că-i valoare trebuiește prețuită și păstrată în curăție, să n-ajungă ruginită. Căci din cauza neglijenței pe la mulți a ruginit și îl vezi cu pocăiții, însă nu e pocăit. Îl cunoști de la distanță că a pătruns în el rugina, ba mai strică chiar și grâul că e frate cu neghina. Și neghina sau rugina, vai ce repede apare și distruge multe vase, dar distruge și o goare. De aceea e nevoie tot mai mult de lucrători, dar să nu-i confundăm cu acei ce sunt învățători. Fiindcă Biblia ne spune, nu prea mulți învățători, ci rugați să scoată Domnul. Ce să scoată? Lucrători. Credeți că se contrazice sau pe undeva greșește? Lucrătorul, el produce, celălalt îl sfătuiește. E nevoie și de unii, însă și de ceilalți. Totuși Biblia ne spune, trebuie echilibrați și în mod obligatoriu
ei să fie în Domnul frați, fraților. Deci pocăința e profundă, e un colos pentru cine o trăiește și rămâne în Hristos. După cum acest trup e compus din mădulare și formează un mecanism numai prin colaborare, tot așa și pocăința e un factor credincios ce formează mădulare pentru trupul lui Hristos. Ea acesta rol îl are de a forma un trup divin. Mădularele sunt multe, dar un singur Duh, amin. Unul singur Duhul Sfânt pune darul în mădulare ca prin ele să lucreze când începe o lucrare. Și aceste mădulare sunt acei ce sunt dotați cu acele daruri sfinte. De aceea suntem frați. Nu-i al meu și nici al tău. Este darul tuturor pentru a pregăti mireasa marelui Mântuitor. Ia te uită, dar cu grijă, chiar acum la trupul tău. Și ai să vezi că e o minune, opera lui Dumnezeu. Uită-te la mădulare, care crezi că nu-i valoare? Sau pretinde careva că ar fi el cel mai mare? Tot așa să țineți minte, e și în trupul lui Hristos. Cine crede că e mai mare, el e cel mai păcătos, fiindcă strică armonia dintr-un trup făcut perfect. Singur Dumnezeu e mare, El e marele arhitect. El a trimis Fiul în lume să ne învețe cum să fim, cum să biruim păcatul și cum să ne pregătim. Că suntem noi puși în slujbe, asta înseamnă mădulare, piese care au menirea pentru a face o lucrare. Dar stăpânul e acela care a creat motorul, care stăpânește totul. Dumnezeu e autorul. Noi suntem produsul Lui și El face ce voiește. Deci atenție mărită pentru cel care slujește. Ni s-a dat traseul slujbei, ni s-a dat și un model. Nu putem sluji oricum, ci doar cum spune El. Mi s-a dat mesajul acesta spre atenția oricui. Dumnezeu să ne ajute ca să fim copii ai Lui, ca să poată ști oricine, căci copiii Lui în lume nu și-au sfârșit misiunea, ci e în plină acțiune. Amin.